Привет всем! Ну, как я и обещал, я сделаю влог про мою работу. У меня рейс, короче, с Чикаго, ну, в Rapid City, South Dakota. Я на ярде сейчас, вот здесь стоят траки. Этот мой трак. Мы вчера загрузились. Я сейчас вам покажу, ну, этот груз. У меня три драпа, я должен отвезти, ну, на хоспитал. Короче, я буду говорить и по-русски, и на English. Сейчас вот где-то шин молдов, нечто шин дрома, нечто шин сети лингели. Кащи бы пен залез, пен тут. Ну что ж, погнали. Pentru astăzi avem demers cât 920 de mile. Nu, asta până luni. O să mergem, cred că azi, vreo 600 de mile. Și după aceea, nu cred că să ne oprim undeva la un truck stop sau restare. Noi intrăm pe Interstate-ul 90. Așa e de viteză mare. Suntem încă la Chicago, regiunea la Chicago. Și dăm gazul. Ca așa pricolile aici este bandă unde să fie rozgoniești. Tu când intri, ca așa este sign, trebuie să cedești. Dar aproximativ în toate locațiile, ei trebuie să cedeze, care sunt pe interstate. Și tare pricolile astea. Aici dăm atât să merg cu viteză mare, drumul e bun. Aici a fost construction, nu de mult. Tare mare, o luat nu știu câți ani. Dar mă, el a făcut și e tare bun. Aici drum să plătești. Eu nu știu cât e. Aici compania dă mai chidă. Și eu nu cred și cât are scump. La tot și chestii. Drumurile în America sunt tare buni. Sunt marcaje. Este arătat și scump. Fiecare stradă, fiecare exit, dacă aici ai exit-ul numărul 70, câte mile să intri pe exit, este aproximativ test, sunt linii, drumul e tare, tare bun. La Walmart, ne ducem să luăm ceva fructe, ceva de mâncare și lucruri care ne mai trebuie. Caroci, am cumpărat fructe, dacă am cumpărat niște căpșuni, și costă 4 baxuri. Am cumpărat portocali, ele costă 5 baxuri și o bucată de hărbuz, tot vreo 4 baxuri costă. Ну и амуи, я просто вам покажу миг обзор, скажем. Просто варет кертраку,
ce reprezintă, cum se numește, din ce an, toată informația despre dânsul și despre ce duc, cât poate să ducă, trailerul și toate informații, căruci. Hai să ieșim afară, să începem cu ce ieși afară, să bate vântul leacă. Nu știu, la mai prea cu e murdar. Caroci, începem. Tracul se numește Freightliner Cascadia 2016. Este cea mai bună complectație la tracul ăsta. 455 de cai are. Are sleeper mari, bune poțidori. Și mai are bacurile de 500 de bacuri. El e de 120 de galoane și în litri. Litri are 454 de litri în bac. Ele sunt două, 240 de galoane și are 908 litri. Dacă mergi, ai de lucru mult, într-o zile nici n-ai ce faci din 900 de litri. Dacă aici este, el se numește Tobax. Punem sculele aici. Da, aici înăuntru punem și legăm gruzul. Caroci, uite, are două axe. Roți la driving. Driving-ul ăsta bun, e cel care târâi. Da. Și am ușa să mergem și înăuntru, dar în des vă arătăm deja afară. Eu la momentul dat am stand-back. Așa se numește trailerul. Asta se numește upper deck. Asta e lower deck. Axa asta iană poți să schimbi poziția, să o muți în urmă. Dacă nu știu cine o aninat, dar noi la companie schimbăm trailerele și acabat că l-o aninat crâla asta. Eu mai iau dacă o aninat o tare, ui. Nu, trebuie să o dușeam așa. Roata și ea se mută în partea asta, adică axa. Se mută în urmă. Reiese că noi putem duși 40.000 de pounds pe trailer. Pe coadă poți să avem 40.000 de pounds. Da, la momentul dat avem voie să avem numai 34.000. Ca la aici. Aici avem tarpuri. Cu asta acoperim gruzul, load-ul. Avem 3 și păturile punem la colțuri ca să nu stai tarpa. Dacă așa sunt trișoci, așa pui strapul și legi gruzul și așa și așa strângi. Are 200 și vreo 900.000 de mile. Asta sunt vreo 300.000 de kilometri. Asta și ne arată scale, cât avem amuiană pe driving și greutate. Aici ne-am pus capralin pe jos și uitați frumos. Nu știu, aici tot este capralin. E prikolne. Aici este șcaf unde pui hainele. Aici am pus compul. Aici este o bucată de masă. Aici e bucată de inverter. Asta e ciholul de la GoPro. Aici este pat. E destul de încăpător. E foarte încăpător. Dacă este aici unde primul sleeper, unde dorm eu. Și asta e setca. Dacă mergi în doi, îți pui setca. Ca să nu, din caz de ceva, să prâneze prea tare și să se oprești în setca. Și mai avem așa, punem un gozdan. Aici pui lucruri. Și o frigider, care nu lucrează, s-a stricat cu câteva zile în urmă. Aici iar un șcaf. E plin cu fel de feluri. Și aici e a doilea pat. A doilea pat. Ia să dăm în jos. Pot să dormă cu un om. Avem condiționer pe tracul, lucrează tare bine. Tracul aproape e nou, nici nu e ușit, nu e părămat. Cred că azi o să mai mergem încă vreo 400 de mile și pe mâine o să lăsăm încă 350 de mile. O să fie mai ușor. O să ne mai oprim. O să ne oprim la o resterie, unde poți să te parchezi, să odihnești. O să vă arăt și resterii frumoase sunt în America, cât e de îngrijit. Ну что, поехали. Здесь очень красиво. И тарик аккуратно.
E foarte, foarte curat. Tot timpul e îngrijit. Are o bucățică de parc. Ca după cum vedeți. Asta e de stat. Aici atât sponsorizează statul, nu asta din taxele care le plătim noi anual. Să faci tot. Nu, măcar să faci și ceva. Aici sunt parcări pentru mașini. E separat de traful. Să mergem înăuntru să vedem ce este. Dacă când intri, este timp aproximativ la toate, este aparat. Este pentru aparat de sodă. Aici e ceva snack-uri, pe băstrăm. Ca aici arată pagoda la moment și nouă e tare picoane. Aici sunt jurnale despre orașul de pe împrejur. Sunt ceva ghiduri. E frumos, este harta acolo. Короче, am ajuns la zapravka. Am și vrem să ne facem cu el. Și caroși trebuie să folosim cartelă. Așa ceva. A noi nu folosim. Pentru că e mai ușor să facem așa. Avem programa Pilot. Am introdus toate datele despre card. Așa că aici ne arată toate calonșele, caroși, care sunt liberi, am și pot să faci cu el. Să punem, pasăm pe Start Filling și aici alegem cardul Global New. Ne alegem și vrem, dacă vrem track diesel, DF, noi nu avem nevoie. Și că aici ne spunem cod 996905. 996905 походu. 05. Și apăsăm Enter. Deci automat trimim logo cu el de track diesel. Nu și noi. El automat toate datele se transmite au server, tot frumos. Бакой Мари, раз. Ну что я конфернат? 125 галлони и 360 доллар. Галлон коста 2 доллар 53. А это кеш. И около дома пачки редушили по компании. Стресся с этого 25 мои ефтен пикарь галлон. И 2 и 31. Poate mai e ieftin. Am turnat, am 155 de galoane, astăzi vreo 500 și ceva de litri, cred undeva așa, e 3,8 în galon, 3,8 putin. Cam așa ceva ies. Noi ne parcăm și ne ducem să facem o baie. Am ușa să vedeți cum e baie în America. E tare, e fain. Ați vă place. Și așa băgăm 41. Și aici e baia.
gura mea deschidem și mă apăși în minte, că repede. Ну что, все? Не дочь ему драк, смотрим драку. Епурашу! Ой, урифузей! Ой, ты прин! Ой, ты прин, стой! Now in the Wells Fargo mobile app, you can request a one-time... Здорово, немного коруц. Flying G, truck stop foarte mare, aici sunt tare multe parcări. Noi am găsit un loc foarte, foarte frumos, e printr-un mini ceva foarte nou. Și de mult chiar am văzut și în filme și unii n-am mai văzut, e tare frumos. Și am ușa să avem așa niște emoții că wow, Natasha! Așa pe tare interesant, am uș parcăm, adică lăsăm trailerul și ne ducem numai cu bobtailul, pentru că acolo nu spate cu trailer. Și pe asta ghinic spate cu bobtailul numai. Și noi parcăm trailer, așa pe tare interesant, vizionați, mergem! Să vă vină să credeți unde suntem. Dar să vă arăt. Asta e ceva. Și noi finisăm cu asta, cred să vă plac și ce am făcut noi astăzi și ieri și vlogul număr 4, caroci în general. Nu, noi mâine de descărcăm, așteptăm ziua de mâine, ne ducem o să edităm video. Eu sper să vă plac, într-adevăr, ia șochii și crasiva. E tare frumos, eu numai în filme chiar am văzut așa ceva și nu știu. Urmărim următorul vlog. Arătați la prieteni, la colegi, la părinți, la toți oamenii care e interesant așa ceva. Eu sper să vă placă ideile mele. Nu, noi să mai facem ceva în viitor apropiat. Ceva interesant, eu am tare multe idei, de atâta arătați la mulți oameni. O să le placă la toți. Nu? Și ne vedem în următorul video.